Prin credință a fost mutat Enoch de pe pământ ca să nu vadă moartea. Și n-a mai fost găsit pentru că Dumnezeu îl mutase. Căci înainte de mutarea lui, primise mărturia că este plăcut lui Dumnezeu. Amin. Vă invit să vă reașezați. Enoch este un personaj special al Scripturii. A trăit puțin, dar a trăit bine. S-au scris puține despre el, dar s-a scris bine. A primit mărturia că este plăcut lui Dumnezeu. A trăit puțin, dar n-a murit deloc. Și asta contează cel mai mult. Dacă ne uităm în istoria biblică. Așa cum au fost citite pasajele acestea, vedem, tatălui lui a fost unul, unul dintre cei mai longevivi, fiul lui a fost cel mai longeviv dintre toți și totuși el trăiește extrem de puțin în raport cu ei. Suntem în vremea sărbătorilor și una din urările pe care oamenii și le fac este să trăiască mulți ani. Însă, în această zi. Lecția lui Enoch, sau câteva lecții de viață de la Enoch, lecțiile lui Enoch, eu le pot enumera doar trei în timpul pe care îl aveam. Una dintre ele pe care mi-o asum și la care mă gândesc și vă invit și pe voi să vă gândiți și să vă asumați este că nu contează cât trăiești, ci contează cum trăiești. A trăi mulți ani n-ar aduce niciun beneficiu, niciun avantaj dacă trăiești fără Dumnezeu. Nu contează cât trăiești, ci cum trăiești. Dacă ai fi stat de vorbă cu cei din vremea lui, ar fi spus, Bă, Enoch a trăit doar, doar 365 de ani, când tatăl tău a trăit 960, celălalt fiul tău mai târziu 969, e prea puțin. E ca și cum astăzi cineva ar muri la 30 de ani. E așa că spui, probabil, e un blestem ceva, probabil are ceva Dumnezeu cu el, probabil ai privit lucrul acesta ca pe o pedeapsă. Însă iată că e noxtă ca o mărturie, că în viață, în existența aceasta pe pământ, nu contează cât trăiești, ci cum trăiești. Nu lungimea vieții, ci calitatea vieții. Nu cantitate, ci calitate. Mai bifăm, poate, cu ajutorul Domnului încă un an în viață, însă gândește-te că nu cantitatea, ci calitatea vieții contează. Nu cantitatea anilor, nu numărul anilor, ci calitatea lor. Enoch a fost plăcut lui Dumnezeu. Enoch a umblat cu Dumnezeu, Enoch a primit mărturia și îmi place asta, despre el poți să predici la mormântări foarte bine. Înainte de mutarea lui a primit mărturia că este plăcut lui Dumnezeu. Nu după moarte se rezolvă problemele, nu după moarte trebuie să cauți să fii plăcut lui Dumnezeu, ci înainte de mutarea lui a primit mărturia. Înainte să plece de pe pământ a fost deja uh, conștient unde se duce, ce se întâmplă, cu El și cu viața Lui. Enoch este un personaj special al Scripturii, este primul profet. Primul profet, primul om care vorbește din partea Lui Dumnezeu. Primul profet. E adevărat că sunt cărți pe care noi le numim apocrife, cel puțin cinci cărți ale Lui Enoch. Dar găsim, ele nu sunt în Biblie, de aceea știm mai puțin despre Enoch, însă se pare, așa se spune, Că este omul care a inventat arta scrisului. Este primul care a scris. Primul om care a avut revelații, un fel de apocalipsă a lui Enoch, care a vorbit despre potop și găsim în Biblie, în Iuda. Dacă vreți, puteți să urmăriți în Iuda are un singur capitol, Iuda, versetul 14 spune așa, și pentru ei a prorocit Enoch al șaptelea patriarh de la Adam, când a zis, iată că a venit Domnul cu zecile de mii de sfinței ai săi, ca să facă o judecată împotriva tuturor și să încredințeze pe toți cei nelegiți, de toate faptele nelegite pe care le-au făcut în chip nelegit și de toate cuvintele de ocară pe care le-au rostit împotriva lui acești păcătoși nelegiți este primul profet, scris despre el, primul care prorocește, care profețește, care anunță din partea lui Dumnezeu ceva ce se întâmplă. Este primul om care intră în cer, primul om despre care știm sigur că a intrat în cer, avem o confirmare, care nu a gustat moartea, n-a văzut moartea, s-a dus direct în cer, primul om răpit în cer. Vedeți, depinde cum privim lucrurile. S-ar putea noi să spunem, vai de Enoch, numai 365 de ani. Te gândești la cei din vremea lui care l-au căutat, pentru că spune Scriptura, nu s-a mai găsit. Asta înseamnă că oamenii l-au căutat și probabil plângeau bietul de el, nici de mormântare n-a avut parte. Uite, alții măcar au un sicriu, au, are cineva unde plânge, un mormânt, o cruce pusă acolo, știi că aici zace robul lui Dumnezeu. Enoch, bietul de el, nici măcar o mormântare. Nici măcar un mormânt n-are. La, la doar 365 de ani, nu mai este. Când alții trăiesc aproape mii de ani, tu doar 365 de ani. Ei bine, lecția lui Enoch, prima lecție este că nu contează cât trăiești, ci cum trăiești. Și Enoch a trăit, a umblat cu Dumnezeu. Dumnezeu se ne ajute și pe noi să umblăm cu El. A doua lecție de viața lui Enoch este că nu contează unde trăiești, ci unde sfârșești, unde te duci. Nu contează unde trăiești, dacă trăiești în palate, în castele, dacă trăiești în, în lux, în confort, nu contează unde trăiești, dacă trăiești într-o mare capitală, dacă trăiești într-un loc aglomerat, într-un loc privilegiat, nu contează în lumea asta unde trăiești. Oamenii caută locurile cele mai bogate, cele mai prospere, cele mai confortabile, cele mai în siguranță și oamenii migrează și migrea, migrația aceasta înseamnă, totdeauna căutăm un loc, un loc unde să fim în siguranță, un loc unde să ne meargă bine, un loc unde să ne îmbogățim, un loc unde să fim sub o anumită protecție, un loc unde și căutăm locuri și locuri și locuri în viața asta. Ceea ce ne spune, Lecția lui Enoch este în al doilea rând că nu contează unde trăiești în lumea asta. Că ești la țară sau la oraș, că ești într-o capitală sau în provincie, că ești într-o țară bogată sau într-o țară săracă, nu contează dacă locuiești într-o casă de lux sau într-o într casă simplă, nu contează unde trăiești, ci contează unde sfârșești, unde ajungi, unde te duci, dincolo de viața asta, unde ajungi. Și Enoch este primul om care ajunge la Dumnezeu. A fost mutat. Și îmi place cuvântul acesta. A fost mutat. Mutarea cea mai mare, când viața asta se sfârșește, contează unde te duci. Sunt doar două destinații finale pentru orice om din lumea aceasta. În Rai sau în Iad. Și asta contează. Nu mai contează că ai avut castele, palate, că ai trăit în lux și nu mai contează absolut nimic unde ai trăit aici, dacă într-o țară prosperă sau într-o țară săracă, nu mai contează ceea ce ai avut aici, locurile pe unde te-ai plimbat aici. Nu contează unde trăiești, ci contează unde sfârșești, unde te duci dincolo de viața asta. A treia mare lecție de viață a lui Enoch este Că nu contează ceea ce știi, ci contează doar ceea ce faci. Enoch, cum spuneam, a fost primul profet. Dacă ar fi să ne uităm în literatura evrească, în cărțile lui Enoch, îl vedem tocmai că este primul profet, primul om care are revelații de la Dumnezeu. Așa cum am auzit, s-a întâmplat ceva la vârsta de 65 de ani, l-a născut pe Metusala și s-a întâmplat ceva atunci la nașterea lui Metusala Dumnezeu i s-a revelat i s-a descoperit și de atunci el a început o umblare cu Dumnezeu cărțile lui ne arată multe secrete ale cosmosului ale universului, meteorologie arta scrisului cum am spus, multe lucruri legate de știință pentru că Enoch a avut multe revelații și a primit multe, multe din secrete. Noi când spunem antichitate, spunem oameni primitivi, adică oameni înapoiați. Pentru noi că asta înseamnă primitivi, niște înapoiați, oameni care n-aveau habar și ne trezim noi acum. Însă, descoperirile arheologice și multe lucruri care le-au făcut cei pe care noi îi numim primitivi sunt încă un secret pentru oameni. Sunt încă un mare secret. Adică oamenii astăzi n-ar reuși să, să refacă piramidele din Egipt. N-ar reuși, ar fi imposibil. Pentru mintea umană, pentru tehnologia umană este imposibil, fără ca oamenii să vadă cum s-a putut realiza acest lucru în vremea de atunci. Enoch a fost un om care a știut foarte multe, a avut multe informații, multe invenții, arta scrisului, revelații deosebite. Însă nu asta a contat, nu asta, nu asta a fost ceea ce l-a mântuit, l-a salvat, l-a făcut pe Dumnezeu să-l mote. Ceea ce faci contează. El nu doar a știut, el nu doar a profețit, nu doar a predicat, ci omul acesta a umblat cu Dumnezeu. Asta contează. Ceea ce faci, nu ceea ce știi. Noi putem cunoaște foarte multe. Noi putem avea foarte multe informații și suntem o generație de oameni care au acces la multe, multe informații. Dar nu contează atât de mult ceea ce știi cât contează ceea ce faci. De aceea trebuie să fim foarte atenți. Nu, asta nu este o invitație la a nu ști. Nu înseamnă invitație la nu mă interesează, nu vreau să știu. Nu, nu asta vreau să zic. Dar dacă știi, și nu faci, nu-ți ajută la absolut nimic. Să cunoști totul, să cunoști toate tainele, să ai parte de toată știința, dar dacă cu acestea nu te apropii de Dumnezeu și nu le folosești în umblarea ta cu Dumnezeu și nu le folosești în a fi plăcut lui Dumnezeu și nu le folosești în a căuta voia lui Dumnezeu, nu-ți vor ajuta la nimic. Toată știința, toate informațiile pe care le poți deține nu-ți vor ajuta la nimic, nici chiar informațiile teologice, nici măcar descoperirea, studierea Scripturilor, dacă nu te apropie de Dumnezeu. Știți că asta este una dintre cele mai periculoase cunoștințe sau informații, cunoștințele despre Dumnezeu sau cunoștințele din Scriptură, pentru că le poți folosi într-un mod greșit, într-un mod eronat, le poți folosi ca să lovești din alții, le poți folosi ca să te arăți cât de bun ești, ești superior altora și le poți folosi într-un mod total greșit. Enoch a fost un om care a umblat cu Dumnezeu, a știut, dar ceea ce a știut a transformat apoi în practică. Mă rog ca Dumnezeu în ziua aceasta să ne dea tuturor înțelepciunea de a trăi, de a umbla cu Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute. Aceste trei mari lecții ale lui Enoch, nu contează cât trăiești, ci contează cum trăiești. Nu cantitatea anilor, ci calitatea anilor. Nu cantitatea vieții, ci calitatea vieții pe care o trăiești. Asta contează cu adevărat. Nu contează unde trăiești, unde îți petreci viața asta. Nu contează unde reușești să ajungi, să te instalezi, să să te afirmi, ci contează unde sfârșești. Unde te duci după viața asta? Dincolo de viața asta, unde vei ajunge? Care este destinul tău final? Asta este ceea ce contează cu adevărat. Apoi nu contează ceea ce știi informațiile pe care le deții, revelațiile, chiar revelațiile pe care poți să le ai, contează ceea ce faci dacă le transformi în umblare cu Dumnezeu. Ori ceea ce a reușit Enoch, a reușit ca toate revelațiile, toate informațiile primite, toată descoperirile de care a avut parte, omul acesta a scris, așa se presupune, a scris cărți, a avut revelații deosebite cu Îngerul lui Dumnezeu, a fost în cer, a văzut lucruri deosebite acolo, a scris despre ele. Însă nu asta contează atât de mult cât contează ceea ce faci cu ceea ce știi. Ceea ce faci cu ceea ce știi. Că dacă știi și faci rău, Degeaba știi. Și fariseii și cărturarii cunoșteau foarte bine Scriptura, dar dacă nu făceau ceea ce trebuie, cu Scriptura în mână l-au omorât pe Fiul lui Dumnezeu și aveau toate informațiile. Cu Scriptura în mână au venit magii să întrebe unde este împăratul de curând născut al iudeilor. Știau foarte bine unde. La ce le-a folosit? La absolut nimic. Nici măcar un pas spre pruncul de curând născut. Informații care nu le-au ajutat la nimic. Chiar scriptura spune, scriptura cuvântului Dumnezeu, că dacă cuvântul l-a auzit, poate să fie zadarnic. Dacă nu găsește credință și credința nu găsește fapte, cuvântul acesta devine zadarnic. Nu ajută la nimic chiar Scriptura, chiar cunoștințele despre Dumnezeu. De aceea, în această zi, cred că mesajul care a fost anterior, umblarea cu Dumnezeu, vrem să fie o realitate pentru noi, pentru anul care ne stă în față. Să ne punem în inima, să ne punem, să luăm decizii, să umblăm mai mult cu Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute. Enoch este un model, este un exemplu de umblare cu Dumnezeu. Și pe scurt, prezint doar trei moduri în care consider că trebuie această umblare cu Dumnezeu să se manifeste. Pentru noi este foarte greu. Noi, predicatori, avem, o... avem două lucruri mari de... de făcut în general. În primul rând, să ne putem duce în istorie și să vedem, să explicăm efectiv cum... A avut loc un anumit lucru în istorie. Este foarte greu. Multe pot fi presupuneri, doar intuiție, doar o analiză într-un fel sau un altul. Nu sunt toate certitudini. Dar să mergem să explicăm ce a fost, mai ales despre Enoch în Biblie, este scris atât de puțin. Și trebuie să vedem ce a însemnat a umblat cu Dumnezeu atunci. Și al doilea lucru pe care trebuie să-l facem este să aducem acel cuvânt, să aducem acel principiu, să aducem acel adevăr în zilele noastre, ce înseamnă umblarea cu Dumnezeu în anul 2022. Sau ce va însemna umblarea cu Dumnezeu în anul 2023, care ne stă în față, dacă Domnul ne va da viață. Ce înseamnă umblarea cu Dumnezeu? Ce a însemnat umblarea cu Dumnezeu pentru Enoch? A însemnat, așa cum am auzit, o schimbare a priorităților, o căutare a feței lui Dumnezeu, o apropiere de Dumnezeu. Ce înseamnă pentru noi astăzi umblarea cu Dumnezeu? Și eu vă văd în trei domenii această umblare a noastră, a oamenilor cu Dumnezeu. În primul rând, umblarea cu Dumnezeu eu cred că înseamnă conversație cu Dumnezeu, conversații cu Dumnezeu. Când umbli cu cineva, vorbești cu el. Pentru că sunt trei lucruri, trei uh, dimensiuni în care se descopere Dumnezeu. Dumnezeu, în primul rând, este o persoană. Dumnezeu este o persoană și ca persoană tu poți să umbli cu El, să stai de vorbă cu El, are emoții, are sentimente, relaționezi cu El de aceea. Cuvântul religie nu e altceva decât latinescu religos, înseamnă refacerea legăturii. Trebuie să ai o legătură. Noi punem mare accent pe o relație personală cu Dumnezeu. Pentru noi religia nu este un set de reguli, un set de ritualuri, e ceva, tradiții, datini, sărbători. Pentru noi religia înseamnă o relație personală cu Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este o persoană. Când închizi ochii și te rogi, tu ești conștient, da, Dumnezeu este aici, Dumnezeu mă ascultă, eu vorbesc cu Dumnezeu, Dumnezeu îmi ascultă cuvintele. La fel, stau înaintea lui Dumnezeu, deschid Biblia, ascult predica, sau vin aici, sau fac liniște în gândul meu și Dumnezeu îmi vorbește. Și eu privesc asta ca pe o realitate. Pentru că Dumnezeu este o persoană și eu pot să vorbesc cu El, conversații cu Dumnezeu, vorbesc cu Dumnezeu, rugăciune. Se spune că o învățătoare la școala dominicală povestea copiilor și avea tocmai lecția despre Enoch și trebuia să povestească copiilor viața lui Enoch în câteva fraze scurte. Și spunea ea, Enoch umbla cu Dumnezeu în fiecare dimineață, fiind fermier, agricultor, când se trezea, vorbea cu Dumnezeu și spunea, Doamne, te rog să fii astăzi cu mine, te rog să vii cu mine, trebuie să merg să semăn hai cu mine. Apoi, seara, mulțumea lui Dumnezeu că a fost cu el în ziua care a trecut, a doua zi iarăși, Doamne, am de făcut asta și în fiecare zi stătea de vorbă cu Dumnezeu, umbla cu Dumnezeu, îl invita pe Dumnezeu în viața lui. Oriunde mergea, îi spunea, Doamne, vină cu mine, stătea de vorbă cu el, în fiecare zi umbla cu Dumnezeu. Până când, după 300 de ani de umblare cu Dumnezeu, se spune că într-o zi, au ajuns undeva mai departe și Enoch a spus, sunt obosit astăzi, nu știu dacă ajungem seara asta acasă. E cam greu, dar Doamne, vină cu mine și ajută-mă să ajung acasă. Și atunci Dumnezeu a spus, Enoch, nu cred că ajungi seara asta acasă, e prea departe, dar de 300 de ani în fiecare zi tu spui, hai cu mine, hai la mine acasă, hai cu mine, vină cu mine, n-ai vrea măcar o zi să vii și tu la mine acasă, să vii și tu cu mine? Și Enoch a spus, cum să nu, Doamne? Și atât de mult a plăcut lui Enoch acasă la Dumnezeu, încât a spus, Doamne, parcă prea mult îmi place aici, n-ai vrea să mă mut la tine și să rămân aici pentru totdeauna? Și Dumnezeu i-a făcut hatărul acesta, nu s-a mai întors acasă la el, Enoch. S-a mutat direct în cer, n-a mai gustat moartea. Un om care a umblat cu Dumnezeu, omul care umblă cu Dumnezeu este omul care vorbește cu Dumnezeu, care are o relație personală cu Dumnezeu. Întreabă-te astăzi, tu ai o relație personală, nemijlocită, directă, nu prin intermediar, nu prin altcineva. Nu înseamnă că Dumnezeu nu vorbește și prin alții. Dar noi încurajăm relația personală, de aceea noi, Biserica Pentecostală, punem mare accent pe botezul cu Duhul Sfânt, care înseamnă tocmai o exprimare liberă, directă, nemijlocită a omului cu Dumnezeu. Nu anulăm darurile comune, nu anulăm ceea ce fac alții, dar noi încurajăm totdeauna tu să ai o relație personală cu Dumnezeu, tu să vorbești direct cu Dumnezeu. De aceea noi ne rugăm în comun ca fiecare să se poată ruga lui Dumnezeu, fiecare să aibă o relație personală cu Dumnezeu. Umblarea cu Dumnezeu înseamnă, în primul rând, asta de vorbă cu Dumnezeu, conversații cu Dumnezeu, rugăciune, părtășire, relație personală, meditație din păcate trăim într-o vreme în care puțin, puțin de tot oamenii mai au, mai au timpul și mai au spațiu și mai au liniștea necesară pentru a medita. În lăuntrul tău, în Duhul tău, tu vorbești cu Dumnezeu, nu, nu va veni Dumnezeu un trup să-L asculți, să-I vorbești și să ai o persoană fizică lângă tine. Vei avea o persoană spirituală, la nivel spiritual. Și asta înseamnă să vorbești în lăuntrul tău, să meditezi, în, să faci liniște în gândurile tale, în inima ta și să vorbești cu Dumnezeu și Dumnezeu să-ți vorbească ție. Asta înseamnă asta de vorbă cu Dumnezeu. Și e destul de greu dacă în jurul tău trăiești doar în zgomot, oriunde te duci e zgomot, e gălăgie, gălăgie, oriunde e, mereu, acum suntem interconectați, superconectați, nu mai avem timpul și nu mai lăsăm e, acel spațiu special, dedicat lui Dumnezeu. Mi-e -mi place foarte mult meditația, când stai de vorbă cu Dumnezeu, când faci liniște, când este liniște în jurul tău, când nu te deranjează nimeni, când poți să stai în prezența lui Dumnezeu în rugăciune, în părtășie cu El, într-o relație specială, personală cu El, în meditație, să o numim așa, adică nu prin alții, tu și în Duhul tău, în inima ta, vorbești cu Dumnezeu. În al doilea rând, umblarea cu Dumnezeu înseamnă trăire după principiile divine, pentru că Dumnezeu înseamnă un caracter. Dumnezeu este sfânt, Dumnezeu se revelează prin caracterul său. El este numit Adevăr, Lumină, Pace, Dreptate, Sfințenie. Și când spui că umbli cu Dumnezeu, înseamnă că te asociezi cu El, înseamnă o asociere, înseamnă că trăiești după niște standarde, spunem cu cine te însoțești ca să-ți spun cine ești. Pentru că persoana pe care o ai prieten, cel cu care discuți, cel cu care mergi, cel cu care te asociezi, va avea o influență asupra ta. Dacă vei umbla cu bârfitori, bârfitor, ești deja, poate nu ți-ai dat încă seama. Dacă umbli doar cu oameni negativiști, critici, care au doar de criticat, nu-mi pun problema dacă vei ajunge ca ei, pentru că ești deja în momentul în care umbli cu ei ce-ți place compania lor. Nu vă înșelați, spune scriptura. tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Caracterul va ieși la iveală tocmai prin faptul că uh, cultivi o anumită relație, când cultivi relații cu oameni răi, când îți place ceea ce spun oamenii răi, când îți place să auzi bârfele Criticile înseamnă că este ceva în tine, în caracterul tău, care e ca un magnet, se atrage. De aceea cu Dumnezeu înseamnă trăirea după niște principii divine, principiile lui Dumnezeu. Îți place adevărul, îți place dreptatea. Dacă citim din nou doar versetul acela, ce spune Enoch despre generația lui, o lume din elegiți, vedem că el condamnă păcatele lor condamnă viața lor. Asta înseamnă că el nu simte plăcere, el nu gustă, el nu râde la glumele lor. El nu se bucură, el nu se distrează împreună cu ei, pentru că nu găsește plăcere în ceea ce este acolo. A umbla cu Dumnezeu înseamnă să, să te asociezi cu El, să-ți placă ceea ce îi place Lui, să-ți placă să fii în compania Lui, să-ți placă ceea ce îi place Lui Dumnezeu. Asta înseamnă umblare cu Dumnezeu. Și ca să descoperi ce îi place lui Dumnezeu, trebuie să tuici mereu la el. Ce-i place lui Dumnezeu? Unde-i place lui Dumnezeu? Cum îi place lui Dumnezeu? Unde este Dumnezeu? Să merg împreună cu el. Trăire după principii divine. Pentru că Dumnezeu este caracter. Dumnezeu are un caracter. El este o persoană, dar are caracter, are atribute, are calități. Și în al treilea rând, umblarea cu Dumnezeu înseamnă și un destin final veșnic. Pentru că Dumnezeu este și judecător. A umbla cu Dumnezeu înseamnă apoi și un destin. Oricum vrem sau nu vrem, viața asta într-o zi se va termina. Vrem sau nu vrem, ne vom muta într-o zi. Într-o zi vom ajunge într-o într, într -o mare intersecție, cea mai mare intersecție a existenței noastre, și vor fi doar două destinații, doar două căi, calea vieții sau calea morții, rai sau iad. Vom merge cu Dumnezeu și rai înseamnă cu Dumnezeu și iad înseamnă cu diavolul, cu îngerii lui, cu slujitorii lui. Ceea ce trebuie să înțelegem foarte, foarte clar și s-a mai spus și duminicile trecute, tu nu poți umbla cu diavolul, cu oamenii răi, cu păcatul, cu, pe calea morții, pe calea păcatului și să te aștepți în cer să se schimbe traiectoria și să spui eu vreau cu Dumnezeu. Nu se poate asta. Dacă vrei să fii cu Dumnezeu în veșnicie, trebuie să umbli cu Dumnezeu pe pământ. Dacă vrei cu Dumnezeu în cer, trebuie să umbli cu Dumnezeu pe pământ. Dacă vrei să fii cu Dumnezeu atunci, trebuie să umbli cu Dumnezeu aici. Conturile nu se pot rezolva după moarte. Nu poți să trăiești viața cum vrei, dar la urmă să se întâmple ceva la mormântarea ta, să vină cineva, să facă o rugăciune, să facă o slujbă, să plătească cineva, să ți se schimbe traiectoria, pentru că nu se poate. În această mare intersecție a vieții, ne spune Scriptura, va sta Dumnezeu ca judecător drept, va sta Domnul Isus ca un păstor care cunoaște foarte bine și va spune caprele la stânga, oile la dreapta și nu se mai pot face atunci schimbări sub nicio formă, nu se poate atunci oricât te-ai ruga, dacă ești capră nu te vei schimba cu nicio rugăciune, nicio mătanie, nicio lumânare, nicio pomană, nimic nu va schimba identitatea, e, identitatea pe care ți-ai asumat-o în viața asta. Capră ești, capră vei termina și locul acolo va fi. Dacă ești în turma lui Dumnezeu, vei continua să fii cu Dumnezeu. Asta ne spune Scriptura, să nu ne amăgim, să nu trăim cum vrem și apoi ne așteptăm că va fi bine. Lecția lui Enoch este una foarte clară. Dacă umbli cu Dumnezeu aici, vei fi cu Dumnezeu în veșnicie. Umbli fără Dumnezeu aici, vei fi fără Dumnezeu și în veșnicie. De aceea în această zi vrem să ne rugăm Domnului ca Dumnezeu să ne ajute pentru timpul care ne stă în față să umblăm cu El. Să-l căutăm pe Domnul câtă vreme se poate găsi. Să-l chemăm câtă vreme este aproape. Și El este aici. El ne cheamă la o, la o umblare zilnică cu El, nu la o umblare la Paști și la Crăciun. Nu ne cheamă la o umblare doar de duminică și nu doar duminică dimineață, că seara deja suntem obosiți. Ne cheamă la o umblare zilnică cu El. Să-ți dorești, să-ți placă a fost plăcut lui Dumnezeu. Și știți, totdeauna în prietenie, într-o relație, lucrurile trebuie să fie reciproce. Dacă lui Dumnezeu i-a plăcut de Enoch, eu cred că și lui Enoch i-a plăcut de Dumnezeu. 300 de ani în fiecare zi să nu te plictisești de Dumnezeu. Asta înseamnă că îți place, nu e obligație. Nu i doar de ochii copiilor, nu i de ochii părinților, nu i de ochii bisericii, nu i de ochii comitetului, ci că îți place vii la biserică pentru că îți place asta. Nu trebuie să te împingă nimeni, te rogi pentru că îți place, nu trebuie cineva să te îndemne într-un fel. Dăruiești, faci bine, ajuți pentru că îți place, pentru că e natura ta, e ceva natural. Asta înseamnă umblare cu Dumnezeu, ceva natural, ceva care cultiv, ceva care ți se pare normal e o normalitate a vieții, o normalitate a lucrurilor. Să-L cauți pe Dumnezeu, să-L slujești pe Dumnezeu, să te sfințești, să cauți voia lui Dumnezeu, trebuie să fie normalitatea. Asta înseamnă umblarea cu Dumnezeu. Asta ne spun cei 300 de ani ale vieții lui Enoch. Puțin! Puțin pentru generația lui. Puțin pentru contextul în care a trăit el. Dar extrem de eficienți, pentru că în fiecare zi omul acesta a umblat cu Dumnezeu. Au trăit alții peste 900 de ani. Nu știm cu cine au umblat. Nu știm după ce au umblat. Nu știm care a fost umblarea lor. Enoch a trăit puțin, dar a trăit bine. A trăit puțin, dar n-a murit deloc. Și lecția lui ne învață și pe noi astăzi să-l căutăm pe Dumnezeu și să trăim o viață după voia lui Dumnezeu. Haideți să ne ridicăm înaintea Domnului, să ne rugăm și Dumnezeu să ne dea înțelepciunea de a umbla. an fiecare zi cu Dumnezeu a